Sau tai totu, astăzi o să încerc carambola. Arată ceva de genul ăsta. Și miroase foarte bine, foarte parfumat. Ei bine, provine din sud-estul Asiei și se mai spune fructul stea pentru că atunci când tai în felii, arată ca o stea. Am vorbit suficient despre acest fruct și este timpul să gust. N-am absolut nicio idee ce gust o să aibă, dar arată de parcă conține apă, dar nu este extrem de apos, adică într-o fel seamănă cu kiwi și mango. N-am absolut nicio idee cum se mănâncă așa ceva, o să încep să tai. Arată interesant pe interior. Mi-am mai tăiat o felie, seamănă foarte mult cu o stea. Nu știu dacă cu așa se mănâncă, dar este timpul să gust, să văd ce gust are. Nici nu știu cum să descriu ce gust are. Are gust de apă, adică imaginați-vă că mâncați pepene, are gust de apă, are foarte multă apă, dar nu are așa de multă aromă. Așa este și acest fruct, conține așa de multă apă, dar nu prea se simte aromă. Are gust de apă pus în acră. Sper că v-a plăcut acest videoclip cu mine gustând carambola sau fructul stea și ne vedem data viitoare, pa!